Șefa Direcției de Sănătate Publică chemată în Parlament să dea explicații pentru raportările false sau pentru faptul că au dispărut raportări, după cum spune fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu, în perioada zilelor Congresului PNL. O ascultăm pe Oana Niculescu, șefa DSP, și revenim. Funcționăm și a trebuit să ne relocăm într-un spațiu mai mic, motiv pentru care nu mai avem capacitatea respectivă, ci doar dacă anul trecut, să știți, funcționam cu 400-450 de personal detașat, delegat, voluntar. În momentul de față avem în jur de 120. Deci ne putem aștepta în săptămânile următoare să mai avem mii de cazuri care vin? Cu siguranță nu. Pentru că vom face... O să facem faptul că ne dorim să ajungem la zi cu acest lucru. Asta nu înseamnă că am stat și așteptăm ca numărul de cazuri să crească. Vom lua absolut toate... Numărul de cazuri cresc, numărul însă de oameni, de voluntari, nu crește. Veți lucra tot cu același efectiv și veți avea un volum mult mai ridicat de muncă decât până în momentul de față. Deci vreți să ne spuneți că reușiți să faceți față la ceea ce... Eu zic că vom face față, nu atât de mult pe cât ne-am dorit. Dar vă dau un simplu exemplu. În momentul de față, la nivel de SABIF, pe partea legată de recoltare, că știți că toate recoltările le facem prin SABIF, era în așteptare un număr extraordinar de mare, cu o întârziere de testări, cu o întârziere de aproximativ, cred că 30 de ore. Și atunci revenim la vechea întrebare. Veți face față în viitor când vom avea un număr mai mare de cazuri, dar înainte de Congresul cu PNL? Siguranță, cu siguranță vom face față, întrucât în acest weekend urmează să ne relocăm într-un sediu mult mai mare, în care vor încăpea, spunem noi, în jur de 150 de acești oameni. Din detașări, deci vorbim de medici rezidenți, exact cum a spus noastră, societatea civilă, dacă dorește să vină alături de noi, dar în mod constant să știți că au fost alături de noi. Bineînțeles și personalul propriu pe care îl avem, inclusiv și noi. Mergem și facem anchete. Acest val 4 al pandemiei și efectele sale, inclusiv ca incidență, era deja prevăzut. Doar lumea și autoritățile vorbim de luni bune despre acest aspect. Nu puteați să vă pregătiți mai bine, tot pentru ca să nu ajungeți în fața unei comisii parlamentare astăzi. Să știți că ne-am pregătit foarte bine, dar... Au avut 1400 cazuri nerepetate. Să știți că ne-am pregătit foarte bine, dar în momentul în care am un anumit spațiu pentru a respecta toate măsurile care se impun, știu că pe spațiul respectiv îmi intră 100 de persoane. Atâta am putut... Am cerut, repet, tuturor instituțiilor, tuturor deconcentratelor să ne ofere un spațiu adecvat, astfel încât să putem să ne desfășurăm activitatea așa cum ar fi trebuit. Și în momentul în care ați cerut, Șefa DSP, doamna Oana Niculescu, chemată în fața unei comisii parlamentare de anchetă, să dea explicații în legătură cu faptul că în timpul Congresului PNL au dispărut câteva mii de teste pozitive din raportări. Îl ascultăm tot de la Parlament pe Alexandru Rafila, care a făcut parte din această comisie parlamentară de anchetă. Haideți să-l auzim pe domnul Rafila răspunzând întrebărilor jurnaliștilor. O schimbare majoră, apare un soi de vârf al numărului de infectări în București, care apare lunea. De obicei, lunea sunt chiar mai puține cazuri raportate decât în zilele precedente. De data asta au fost de 4 ori mai multe cazuri raportate decât în zilele precedente. O chestiune asta, numai că nu s-a mai întâmplat niciodată, din punct de vedere statistic, nu este posibilă, mai ales că numărul de teste efectuate, chiar dacă a avut ușoare variații, au fost variații de 5-10%, nu discutăm de o creștere de 4 ori. Nu se poate, mai ales că proporția de cazuri pozitive din numărul total de teste efectuate a depășit 25%. Ori, din nou, nu avem cum să... N-a fost o chestiune fără precedent. Deci este clar că prin inacțiune, atât Ministerul Sănătății cât și Direcția de Sănătate Publică București au tolerat desfășurarea unui eveniment care a pus în pericol sănătatea publică. Este una dintre concluzii. Ca să poată avea loc acest eveniment, numărul de cazuri înregistrate în București a fost reportat pentru ziua de luni. Concluzia este următoarea.
actualul partid de guvernământ, Partidul Național Liberal, a încălcat orice fel de măsură de protecție a cetățenilor pentru a organiza un congres care, în mod evident, n-avea nicio legătură cu un spectacol artistic, cum s-a încercat inducerea unei comparații apropo de ocuparea spațiului în proporție de 50%. Un spectacol durează 2 ore, lumea vine și pleacă, aici a durat 10 ore, oamenii au interacționat intens, atât înăuntru cât și în afară. Ați văzut de la colegii mei poze cu personalități publice care nici măcar n-au mai purtat masca în interior. Ori lucrul ăsta se va traduce și în București și în alte, pentru că oamenii au venit din toată țara la București, deci s-au dus acasă ca să răspândească infecția după congres și consecința va fi foarte grea, mai ales pentru școli, pentru că, din nefericire, primii afectați vor fi copiii, pe de-o parte, prin faptul că nu mai pot să desfășoară activitate școlară față în față, traume psihice, afectarea dezvoltării psihice, fizice, scuzați-mă, lipsa unei educații corespunzătoare, pe de-o parte, iar pe de altă parte, și lucrul ăsta trebuie foarte clar spus, vedeți ce s-a întâmplat azi apropo de explozia numărului de cazuri și de explozia numărului de decese, ceea ce se va întâmpla în perioada următoare, în următoarele 2-3 săptămâni, povara grea a cazurilor de îmbolnăvire, a formelor grave și a deceselor, sute de decese zilnic, deja avem 200 de decese, peste 200 de decese înregistrate astăzi, poartă un nume. Este vorba de responsabilitatea guvernului condus de domnul Câțu. Ori chestiunea asta nu poate fi ascunsă, nu poate fi băgată sub preș, este un lucru evident prin tot ce s-a făcut și ce nu s-a făcut în această vară în legătură, mai ales ce nu s-a făcut în legătură cu pandemia, tolerarea desfășurării de evenimente cu foarte multe persoane, cu condiții precare de prevenire a transmiterii, eșecul campaniei de vaccinare, toate astea sunt acum la un decont. Ori asta nu are neapărat o conotație de natură politică, este o chestiune legată de responsabilitate. Valul 4 a scăpat de sub control în România? Valul 4 în România este fără precedent în Uniunea Europeană, nu este în nicio țară din Uniunea Europeană, nu s-a întâmplat așa ceva cum s-a întâmplat în România. De ce? Pentru că acolo au reușit, pe de o parte, prin succesul campaniei de vaccinare, pe de altă parte, prin introducerea la timp a măsurilor și limitarea activităților care ar fi putut favoriza transmiterea. La noi, campania de vaccinare a eșuat și iar guvernul a fost gestionarul unor acceleratoare ale transmiterii în cursul acestei veri și la începutul toamnei. Lucrurile au intrat în atenția guvernului apropo de controlul pandemiei pe data de 10 septembrie, vă rog să verificați acest lucru, ca și când până în 10 septembrie n-a existat niciun fel de problemă, iar probleme majore au apărut în decurs de 24 de ore. Cu toate că era evident încă din data de 10 septembrie că lucrurile au scăpat de sub control, a organizat și Congresul Partidului Național Liberal și lucrul ăsta este important și din alt punct de vedere, al semnalului către populație. Dacă aceia care sunt la guvernare nu respectă regulile, e foarte greu de mobilizat populația să respecte regulile. Ori măsuri coercitive în ceea ce privește circulația, în ceea ce privește testarea anumitor categorii profesionale, nu pot fi nici măcar menționate de niște oameni care nu respectă absolut nimic. Când va fi vârful valului 4 al pandemiei? Eu nu pot să știu lucrul ăsta. Eu nu pot să știu lucrul ăsta. Nu știu cine gestionează, cine va gestiona situația din punct de vedere al sănătății publice, dar cu siguranță acest traiect periculos va mai continua câteva săptămâni. Câte săptămâni nu pot să vă răspund, însă, în mod evident, am ajuns practic la un maxim de cazuri înregistrat de la începutul acestei pandemii, din prima parte a anului 2020. În curând ajungem și la numărul maxim de decese. Ori ceea ce se întâmplă în secțiile de terapie intensivă care sunt ocupate practic în totalitate în acest și, mă rog, paturile disponibile de terapie intensivă reconstituie un motiv mare, mare de tot de îngrijorare, pentru că în lipsa accesului la terapie intensivă, foarte mulți dintre pacienți, din păcate, vor fi sacrificați. În lipsa accesului
la terapie intensivă, foarte mulți pacienți vor ajunge să fie sacrificați, sunt cuvintele lui Alexandru Rafila. La Parlament s-a terminat reuniunea unei comisii de anchetă în fața căreia s-a aflat șefa DSP București, acuzată de măsluirea numărului de raportări în timpul zilelor în care a avut loc Congresul Partidului Național Liberal în acest weekend. Alexandru Rafila spunea că Ministerul Sănătății și DSP au tolerat un eveniment care a pus în pericol sănătatea publică. Au fost încălcate măsurile de protecție, iar raportările au fost lăsate intenționat pentru ziua care a urmat Congresului PNL, ziua de luni, ca să nu se dea publicității numărul mare de infectări. Îl ascultăm și pe Valeriu Gheorghiță în momentul acesta cu ultimele precizări. Fie direct cu cartea de identitate, fie prin programare în Platforma Națională de Programare, grație colegilor și eforturilor specialiștilor de la STS. În cursul serii precedente, platforma a fost dată în producție, a fost optimizată, așa încât până astăzi, la ora 12, au fost programate în platformă peste 25.774 de persoane pentru doza de rapel, pe tipuri de vaccin, pentru vaccinul de la compania Pfizer, peste 24.082 de persoane, iar pentru vaccinul de la compania Moderna, 1.692 de persoane. Reamintesc faptul că doza de rapel se poate efectua doar cu unul dintre aceste două vaccinuri pe bază de ARN mesager, de la compania Pfizer sau Moderna, indiferent de schema de vaccinare care a fost folosită inițial. Vreau să, de asemenea, să subliniez faptul că persoanele care au primit la prima schemă vaccinul de la compania BioNTech Pfizer au recomandare de primă intenție să continue vaccinarea cu același tip de vaccin, însă se permite vaccinarea cu vaccinul de la compania Moderna la solicitarea persoanei respective și invers, cei care au fost vaccinați cu Moderna pot opta pentru vaccinul de la compania Pfizer la doza de rapel. Persoanele vaccinate cu vaccinul de la compania AstraZeneca pot opta pentru unul dintre cele două tipuri de vaccinuri, de la compania BioNTech Pfizer sau compania Moderna. Evident că ne punem întrebarea, este nevoie să facem această doză de rapel? Categoric da, această doză de rapel este ferm recomandată persoanelor care prin natura profesiei au un risc crescut de îmbolnăvire și aici vorbim de personalul medico-sanitar, persoanele din centrele sociale și personalul din învățământ care în fiecare zi intră în contact cu un număr crescut de persoane și evident cu pacienți diagnosticați cu COVID-19 și de asemenea persoanele vulnerabile, persoanele cu vârstă de peste 65 de ani, persoanele care sunt în evidență cu afecțiuni cronice, indiferent de grupa de vârstă, au o recomandare cât se poate de clară de a face această doză de rapel. De asemenea, și celelalte categorii de persoane care au cel puțin 6 luni de la doza 2 de vaccin pot să beneficieze de doza de rapel. Datele științifice publicate la acest moment ne arată că această doză de rapel restabilește eficiența vaccinurilor așa cum ele erau cunoscute pentru variantele anterioare și anume vorbim de revenirea eficienței la peste 95% față de infecție și la peste 97% față de formele grave de boală, față de formele care necesită spitalizare. De asemenea, un lucru pe care aș vrea să-l menționez este că în ultima săptămână s-a observat o creștere a numărului de persoane care se vaccinează cu doza 1. În săptămâna 20-26 septembrie s-au vaccinat cu doza 1 pe toate cele patru tipuri de vaccinuri, aproximativ 92.089 de persoane, iar în săptămâna 6-12 septembrie, aproximativ 40.891 de persoane. Practic, constatăm o creștere cu 125% a numărului de persoane care s-au prezentat la vaccinare pentru doza 1, iar pe tipuri de vaccin, practic pentru vaccinul de la compania BioNTech Pfizer, avem o creștere de aproximativ 150% a celor care au ales să se vaccineze cu acest vaccin. Pentru vaccinul de la compania Moderna, creșterea este de peste 160%. Pentru vaccinul de la compania Johnson & Johnson, creșterea este de 100%. Și de asemenea avem o creștere a persoanelor care au ales să se vaccineze cu vaccinul de la compania AstraZeneca de aproximativ 19%.
Până la ora 12 au fost vaccinați 13.963 de persoane cu doza de rapel, cu cea de-a treia doză, și numărul de prezentări era în centrele de vaccinare era în continuare crescut. Ne dorim ca într-un timp relativ scurt să avem o rată cât mai mare de acoperire vaccinală la cei care sunt în momentul de față eligibili, și aici mă refer, repet, personal medical, personal din învățământ și cei vulnerabili, alături de celelalte categorii populaționale care își doresc să facă cea de-a treia doză de vaccin. De asemenea, poate că ar trebui să repet faptul că cei care au fost vaccinați cu cele două doze... Este prima zi în România în care se poate face cea de-a treia doză de vaccin. Cu precizări l-ați auzit pe Valeriu Gheorghiță puțin mai devreme, spunând că a treia doză este recomandată tuturor celor care au un risc profesional ridicat, mai ales personalului din domeniul sanitar. Fix într-o zi în care cei de la Sanitas au dat un comunicat în care precizează că există mari rezerve privind vaccinarea în rândul personalului din domeniul sanitar, a crescut cu 125% numărul de persoane vaccinate cu prima doză în ultimele două săptămâni și cifrele zilei de astăzi, din nou cifre record, 11.049 de cazuri de infectări în ultimele 24 de ore, 208 de decese, 306 copii internați în acest moment la spital. S-a făcut un număr mare de teste, peste 73.000 de teste. Vă reamintesc că la Parlament o comisie de anchetă a șefei DSP București, care este bănuită că ar fi măsluit numărul de raportări pe perioada derulării Congresului PSD, tocmai pentru a nu atrage atenția prin explozia numărului de cazuri. De asemenea, am aflat că Partidul Național Liberal a fost amendat cu 10.000 de lei pentru condițiile sanitare precare în care s-a desfășurat acest congres. Revenim cu toate informațiile după o foarte scurtă pauză. Congresul PNL din weekend a pus în pericol sănătatea publică. Acestea sunt acuzațiile formulate de parlamentarii care au constituit o comisie de anchetă privind modul în care s-a desfășurat acest congres. Vă spuneam, Partidul Național Liberal a fost amendat cu suma de 10.000 de lei. Între timp, avem și precizări legate de modul în care se derulează vaccinarea cu doza a treia. Începând de astăzi, România a permis accesul pentru vaccinarea cu a treia doză. Îl auzeați puțin mai devreme pe Valeriu Gheorghiță spunând că sunt deja 24.000 de cereri înregistrate în sistem pentru Pfizer, 1.692 de cereri pentru Moderna. Există, pe de altă parte, o mare reticență a celor care lucrează în domeniul medical, a personalului medical, legat de obligativitatea vaccinării. Avem o legătură telefonică directă acum cu domnul Viorel Cușanu, este reprezentant al sindicatelor Sanitas. Bună ziua! Bună ziua, domnule Cușanu, nu știu dacă ne auziți. Da, vom reveni la această legătură. Sunt de asemenea în direct cu noi jurnaliștii Dan Bucura și Val Vâlcu. Sper că ne auzim. Da, bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Dan Bucura, avem o comisie de anchetă care a dat și primele amenzi într-o perioadă în care numărul de cazuri crește de la o zi la alta. Sunt acuzații de măsluire a numărului de raportări. Ce încredere mai putem avea în raportările care vin, iată, la miezul zilei și care ne dau nouă idee despre lumea în care trăim? Bun, asta cu încrederea în raportări oricum era undeva la piciorul broaștei, deci n-am avut nimic ca să zici că am pierdut. Pe de altă parte, însă, într-adevăr, această modificare a cifrelor, care este tot mai evidentă, a fost o mizerie de nedescris. Și aici, pentru telespectatorii noastră și noștri, oameni inteligenți, e bine să le spunem exact ce s-a întâmplat ca să nu mai aibă vreun dubii. Lucrurile este extrem de simple. Șefa DSP-ului este membru PNL, numită în funcția respectivă pe vremea lui Ludovic Orban. Acolo a pus-o pe ea, i-a dat și ei o sarcină.
În congresul la care a trecut, până la congresul ce a trecut, doamna Oana Niculescu, parcă, da? Sper să-mi greșesc. Niculescu, da. Am fost în echipa Orban. Pe de altă parte, nașa doamnei de la DSP, șefa DSP-ului, este doamna, fost ministru al educației, Anisie Zisă Pepsiglas. Deci, acum, care e ideea? Din punctul meu de vedere, cred că a fost clară povestea. Doamna de la DSP a încercat să-și păstreze funcția și să revină în echipa câștigătoare, la naveta mamă, la nașa iubită și așa mai departe, tolerând și acceptând această mizerie a aranjamentului de cifre fix pentru perioada la care ne referim. Este cât se poate de evident. Și asta cred că a fost prima întrebare pe care cei din comisie ar trebui să o adreseze. Doamnă, ați trecut în echipa câștigătoare după această mizerie? V-a reluat nașa Anisie în tabăra sa? Pentru că în cheia asta se discută. Acum, legat de răul pe care l-a făcut Congresul, pentru că l-am auzit un pic mai devreme pe domnul Rafila, da. Eu vă spun un lucru. Răul l-a făcut prostia guvernamentală din ultimele săptămâni și luni. Nu neapărat și asta, sigur, dar a fost, dacă vreți, bombonica pe coliva asta pandemică. Noi am avut festivaluri pe care le-au tolerat cei care erau îngrijorați de pandemie. Am avut unul în București, aici, mare festival. Au avut săracia la Cluj, la fel, zeci de mii de oameni. Adică, pe lângă acele zeci de mii de oameni adunați, mai avem, într-adevăr, și cei 5.000 de la Congresul de la Romexpo. Bun, asta e viața. Să ne gândim acum că mai urmează și weekendul ăsta un congres, sper totuși să aibă puțină responsabilitate, să nu facă aceeași horă mare, ci de la USR Plus, să se întâlnesc și ei la Romexpo. Amenda de 10.000 de lei nu e una foarte mare pentru un partid, judecând după teama pe care ar trebui să o trăiască în fața acestei amenzi, probabil că lucrurile ar putea să se desfășoare la fel. Aici vorbim de impactul psihologic enorm. În condiții în care tu ai o populație oricum cu neîncredere în tine, stat, guvern, autorități, cu probleme legate de vaccinare, cu oameni care nu cred, tu ce semnal le transmiți? Cu două zile înainte să vină nenorocirea, faci o horă mare de 5.000 de oameni că nu-i nicio problemă. Asta e semnalul pe care ei l-au transmis în piață. Și după aceea nu are lumea încredere în vaccin și în autorități. Valvul cu dincolo de chestiunea asta cu Congresul PNL, care s-a dus până la urmă, așa cum s-a desfășurat, sunt în continuare nunți, sunt în continuare petreceri în Ilfov, cu oameni din București care participă la petrecerile din Ilfov, cu oameni din Ilfov care vin să muncească în București. Și Ilfovul e roșu, Bucureștiul de asemenea este într-o escaladare a numărului de cazuri și toate aceste manifestații sunt în continuare permise. Păi eu nu cred că, politic vorbind, se poate introduce din nou lockdown. Nu cred că acceptă lumea și așa are neîncredere în autorități, conspirații, nerăbdare. Bun, acest sentiment, sigur, trimite în spital, trimite în cimitir pe cei mai slabi, pe cei vulnerabili. Nu cred că există suficientă responsabilitate socială, că le pasă oamenilor de cei din jur. Ca urmare, vor lăsa lucrurile așa cum sunt autoritățile. Deci în continuare nunți, în continuare botezuri, în continuare ocazii să sărbătorim și în București și în Ilfov. Majoritatea decide. Iată, așa decide majoritatea. Deci vrei o țară ca afară? Uite, te uiți afară și vezi Danemarca. 96% rată de vaccinare. Practic s-a vaccinat tot ce se putea vaccina. Mai sunt câteva cazuri unde e contraindicată sau cine știe, au alte probleme. Se pregătește de târgul de Crăciun, nu? Toată Europa de vest. Fac planuri de vacanță. Au depășit pandemia. Sigur, mai sunt îmbolnăviri, dar chiar, cum spunea cineva, ca o simplă răceală, le duc pe picioare. La noi, cu 30 și ceva la sută rată de vaccinare, ne pregătim de
ceva prin ce am mai trecut. Pentru că avem și un reprezentant... blocate, pacienți cu cancer, cu infarct, cu alte probleme n-au loc în spital. Și secții de spital care se închid pentru ca ele să fie ocupate exact. De cei de bolnavi de COVID. Pentru COVID. Da. Eu sunt de acord. Nu vrei să te vaccinezi, nu știu, religia, credința, convingerile tale, nu, ești gata să mori pentru a apăra mitul anti-vaxerilor. Foarte avem, bine. Avem de ce vii la spital când te îmbolnăvești, dacă n-ai încredere în medic? Către spitale și către reprezentanții spitalelor vreau să mergem acum. Dacă îmi permiteți, un reprezentant al sindicatului Sani, al Federației Sanitas, este alături de noi, domnul Viorel Hușanu. Domnule Hușanu, am văzut declarația, un fel de declarație de intenție făcută de Federația Sindicală din care faceți parte, citez: ați mai văzut vreodată un general care în plin război își înjumătățește cu bună știință armata? Dacă nu, aveți acum ocazia. Este reacția sindicatelor dumneavoastră după ce s-a lansat în spațiul public ideea obligativității vaccinării personalului din domeniul sanitar. Chiar asta ne așteaptă. Dacă există obligativitatea vaccinării, se va înjumătăți numărul celor care ar trebui să îngrijească pe români? Da, să rămână în primul rând. Din păcate, răspunsul este da. Sunt 50.000 de cadre medicale sau peste 50.000 de cadre medicale nevaccinate și care nu doresc vaccinarea în acest moment. Nu știu ce se va întâmpla peste o lună sau peste ceva timp, dar în acest moment acești oameni nu vor să se vaccineze. Nu cred că statul român își permite să pierdă nici măcar un profesionist din acești 50.000 de oameni. Ori acest guvern, credeți-mă că nu mai are credibilitate. Una a spus ieri, alta astăzi, probabil alta va face mâine. Da, domnule Hușanu, eu o să vă adresez o invitație aici în studio, când vă va permite timpul, să discutăm și despre ceea ce se întâmplă în Statele Unite, acolo unde zeci de mii de oameni sunt dați afară din sectoare ca cel sanitar, de exemplu, pentru că nu au vrut să se vaccineze. Până da, atunci... nu cumpărăm sistemele, mă iertați. Am auzit și eu că Statele Unite aduc personal din Filipine. Vă mulțumesc mult, vă aștept aici în studio pentru o dezbatere. Trebuie să ne oprim. Vă mulțumesc tuturor. Rămâneți cu noi.